Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Lumea și Noi. Astăzi, ca de obicei, l-avem ca invitat să discutăm problemele serioase cu care se confruntă lumea și, bineînțeles, în acest context și România, care nu face parte atât din Uniunea Europeană, cât și din alte organizații pe plan internațional. Deci să discutăm aceste probleme cu domnul profesor Mihai Baciu. Bine ați venit, domnul profesor! Bine v-am găsit și felicitări pentru ploaia de azi. Da. Pentru că a fost o minunăție, iar ar fi trebuit să fie două, trei ploi din astea în vară. Dar probabil că n-ați planificat bine ploile astea. Probabil că mulți dintre telespectatorii noștri au fost prinși în trafic și eu am fost prins în trafic. Da. Vreau să vă spun că niciodată pe splai Bahlui am urcat pe trotuar. Da, foarte bine. Am mers toate mașinile în șir indian pe trotuar ca să putem ajunge... Ai urcat, dar ai și coborât până la urmă, nu? Da. Dar uitați că, apropo de emisiunea noastră de politică externă, în Italia, în Franța, au fost morți. Morți în inundații mari. Aici a fost mai rar din când în când, dar în America e mereu. Da, sunt țări în care... Are o două oceane, colo și. Da. Domnule profesor, astăzi eu propun telespectatorilor să continuăm subiectul de data trecută. Am rămas datori cu migrația. Problema migrației în Europa și specific să discutăm despre această noutate în această problemă a migrației și anume pactul pentru migrație. Da, mi-aduc aminte și chiar da, am spus data trecută că o să reluăm această temă. Dar e important. Pactul pentru migrație a fost prezentat nu de mult, o săptămână jumătate, două în urmă, de doamna Ursula von der Leyen, adică președinta Comisiei Europene, șefa Guvernului European. Și acest pact, așa cum am spus și atunci, dar, mă rog, nu este inutil să repetăm, aduce unele noutăți. În general, bune. Deși, sigur, și noutățile acestea și măsurile noi pe care le propune pactul, rămân de văzut cum se vor aplica. Pentru că am observat în ultimii ani și mai ales în ultima perioadă că țările acestea care alcătuiesc familia europeană, numită Uniunea Europeană, tot mai rar se înțeleg pe anumite chestiuni. Tot mai rar. Apar mereu păreri separate. Asta fiind o chestiune foarte sensibilă. Asta e cu atât mai mult treaba asta, pentru că au fost destule păreri diferite, destule, să spunem așa, lupte de idei în anii trecuți în legătură cu migrația. Pentru că este o chestiune extrem de sensibilă, într-adevăr. Migrația, mai ales cea din 2015, vârful atunci, dar și după aceea, a produs tulburări importante în unele țări, mai ales în țările de margine, de unde intră ei. Țările de primire, să le spunem așa. Grecia, Italia, Spania. Așa încât acest pact interesant, sigur, cine dorește o să-l găsească. La noi nu a fost încă pus, câte știu eu, în traducere complet undeva, dar îl găsești în limba engleză, în franceză. Da. Pe site-ul Uniunii Europene. Pe site-ul Uniunii Europene, da. Bun, cine are timp sau, mă rog, e mai complex, trebuie timp. Trebuie timp, răbdare. Deci, ce se întâmplă? Sunt câteva puncte acolo importante pe care se pune accentul în noul pact acesta. Întâi și întâi, frontierele externe ale Uniunii. Se vor întări. Securizarea. Securizare puternică. Poliție, cum se cheamă, selectare, puternic mobilizarea celor care aleg, care selectează migranții. Și selectarea aceasta va fi extrem de laborioasă și severă. Adică, nu numai de unde vii, dar întâi sănătate, apoi... Da, o evaluare foarte complexă. O evaluare complexă. Așa, un fel de, cum te duce la, știu, ca la infractori, să spunem, în ghilimele. La suspect. Pentru că nu se putea. În al doilea rând, așa numiți migranți, să zicem ilegali, le spun în condiții neregulamentare sau situații neregulamentară, deci care nu corespund dreptului de a intra, vor fi trimiși înapoi de acolo, la graniță, nu vor mai fi lăsați să intre înăuntru. Apoi se pune problema unei colaborări mai strânse cu țările terțe, adică țările de unde vin migranții și țările pentru că migranții nu vin mai din țările vecine cu Uniunea Europeană. Ei vin mai din țările de tranzit. Sigur, poate să vină din Africa. Din Africa sunt mulți. Africa Centrală, adică. Sau, de exemplu, din Orient. Orient. Țara cea mai importantă de tranzit este Turcia. N-ai cum să o cotești. Vin
Sigur, din Liban e greu să, pentru că e distanță mare până în Grecia. Dar din Turcia, că ai văzut cu bărcuțe, cu Face. cauciucuri, cu, mă rog. Turcii le pun și la dispoziție acolo și Ei, niște. cu Turcia e o problemă. Poate o să ajungi și acolo, pentru că problema migrației s-a pus și recent, mă refer la Turcia, și recent când s-au întâlnit la NATO să discute criza din Mediterana de Est. Dacă o să avem timp, poate, nu, să vedem, o să discutăm și treburile astea foarte importante, pentru că nu avea cum NATO și Uniunea Europeană să intervină în conflictul acesta între greci și turci, să încerci să îi împace pe o cale sau alta, fără să atingă și problema aceasta foarte sensibilă a migrației. Sunt complementare, sigur, De complet. depind una de alta. Bun, deci apoi, apărarea frontierelor externe, e clar, nu? Verificări, să zicem, la sânge cumva, a celor care intră. Apoi, pedepse aspre pentru cei care practică acest transfer sau, mă rog, transport ilegal. Se Da, întâmplă. vă referiți la călăuze, la cei Să care. zicem călăuze, Da, da, să zicem traficanți, călăuze, da. traficanți de migranți. Să avem și noi de ăștia. Sunt organizații Și întregi. camioane și tiruri românești, nu mai vorbesc de alte țări, au fost prinse dincolo cu de ăștia ascunși. Vor crește pedepsele pentru aceștia, vor fi mai aspre și normal să fie. Pentru că ei, pe de o parte, exploatează necazul acestor oameni săraci, pe de altă parte, umplu și trimit acolo oameni care s-ar putea să nu fie Da. potriviți pe criteriile acestea pentru a fi primiți, nu? Ca imigranți sau ca azilanți. Apoi, o altă chestiune. După ce intră, o grijă mai mare cu aceste câmpuri, cu aziluri. Da. O grijă mai mare să li se asigure acestor oameni necăjiți, să li se asigure tot ce trebuie pentru o viață cât de cât normală, până se rezolvă treburile Da, birocratice. în felul ăsta probabil că încurajează și migrația legală, pentru că ei știu că dacă vin legal, au parte și de toate aceste facilități. Venit n-au nevoie să încurajeze migrația legală, e important să descurajeze migrația ilegală. Da, sigur, lasă-mă. pentru că sunt mai multe tipuri de migranți. Sunt migranții economici. Ei, aici e mai greu de făcut diferența între cel care într-adevăr este acceptabil și cel care nu. Migranții economici sunt cei care pleacă din cauza necazurilor materiale, A sărăcii, din da. sărăcia. Sunt migranții care pleacă din cauza războaielor. Aici, sigur, În viață, n-ai cum să-i respingi când viața știi că, amenințată, da. mă rog, casa lui de acolo, fie a fost dărâmată, fie în zonă de război, cum în Siria, cum a fost cum în Libia, așa cum etc. Și mai sunt migranții politici. Migranții, aici e chestie mai sensibilă. Pentru că el vine și spune, domnule, la mine în țară, acolo, n-am drepturile, aia, încalc drepturile omului, n-am drept de exprimare, de etc., de Adică li se etc., încalcă libertatea drepturile. presiei. Poate să mintă. Poate să trimis anume. Pentru că s-a observat, nu de acum, mai de multă vreme, că printre acești migranți, care sigur stârnesc mila când îi vezi, i-ai văzut cum vin. Sigur, da. Printre acești migranți se pot strecura și teroriști Da, s-au și dovedit și lucrurile astea. islamiști din ăștia, mă rog, adepți ai islamismului radical. S-au dovedit. Așa încât aici trebuie mare atenție și aici este treaba unor organe specializate, specialiști în informații, să aibă toate datele, să știe, să psihologi, Antitero, de obicei, sunt. antiterror, așa mai departe. Deci chestiunile cum. Apoi, în legătură cu aceste aziluri, vreau să spun un lucru important. Nu s-au mai stabilesc cote obligatorii pentru țările membre ale Uniunii Europene. Știi că așa a fost. Da, așa a fost până acum, da. Când a fost 2015, Lucru care sau. ne mulțumim multe guverne Dăm-le și și pe. țări. Da. Pe cei mai puțin, mă rog, cu posibilități Da. mai limitate, i-a nemulțumit. Noi n-am dus nimic. Dar nici nu au venit oameni. Păi pe Sau au nu venit cu veneau. plecare repede. Acum, ce se întâmplă? Cotele acestea obligatorii pentru toate țările, sigur că în principiu, din punct de vedere și politic, și financiar, și al reglementărilor europene, în principiu aceste cote sunt corecte. Numai că s-a observat că migranții care vin nu vor cotele astea. Ei vor mai ales acolo. Da. Germania, Franța, Vor unde alte cote. alte Nu cote. alte Germania, cote. Franța, țările scandinave, Elveția, mă rog, dar Elveția e altă situație, ea nu e Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, ei vor acolo unde e mai bine. Așa încât la noi nu prea au venit. Au venit o parte, pe aia au plecat. Nu, dar au venit cu gând să plece, nu cum le-a convenit. Cu gând să plece. Bun. Și atunci a intervenit altceva.
a intervenit așa numită solidaritate. Adică țările Uniunii să contribuie, da, să cotizeze. Pentru aziluri mai puțin presant sau pentru un număr mai mic de imigranți suportabil, ca să spunem așa, aceste cheltuieli pot să fie mai suportabile și voluntare. Dar când lucrurile se agravează și cheltuielile cresc foarte mult, atunci Uniunea își arogă drept, așa propune planul. Își arogă dreptul să impună cheltuieli, să impună cheltuieli proporțional cu una cu alta, inclusiv. Deci noi, până la urmă, pierdem, dacă ne gândim așa. Da, pierdem. Cotele nu veneau. Nu eram câștigați. Cumva. Cu cotele, nu veneau, da, da. Acum o să ne impună și nu ai cum să spui nu. Că Uniunea Europeană are instrumente să te constrângă. Ce se întâmplă? Uite, Ungaria, să zicem, Polonia, sunt foarte împotriva migrație, știi foarte bine. Da, ele sunt împotriva, în general, la multe lucruri. Dom'le, noi vorbim de astea acum. Multe lucruri, nu. Nu sunt împotriva multe. Ei fac acolo unele chestii în țara lor, unele legi, unele reglementări, unele cutare, care nu prea nu sunt pe linie, așa, cu justiția mai ales. În rest, sigur, sunt de acord cu bani mulți dacă primesc. Da. Ai văzut că a fost atunci. Am vorbit treaba asta. Așa. Deci, acum nu o să mai aibă ce face, că nu-i trimite oameni. Clar. Uite, ia 1000, ia 10.000, ia 30.000, hrănește, adăpostește, asimilează, împrăște, etc., etc. Nu. Pune banul și ne ocupăm noi. Foarte adevărat, dar eu am văzut că a promis, doamna von Leyen a promis că va da o anumită sumă pe cap de emigrant țărilor respective care îi primesc. Deci încercând să încurajeze în felul ăsta țările să primească emigranții. Ha, tu vrei să spui că cei care deja pleacă îi numără și ca să se ducă înapoi le dă bani. Nu. Acordă 10.000 de euro. Eu așa am... Să nu lasă să plece? Da, 10.000 de euro pentru emigrant, fiecare emigrant. În țara de origine sau în țara de tranzit? Nu, în țara în care se stabilește. Cred că a fost propunerea asta, nu știu dacă a fost adoptată în mod clar. Că dacă dai 10.000 de euro pe fiecare om care vrea să plece încoace, o să vrea să plece toți. Da. Păi nu? Da, dar fiind acest sistem de evaluare, probabil că ori vrea ei să plece, dar nu vor reuși să plece toți. Bun, să cine o să selecteze țara de plecare? Assad? Sau cine? Da, sunt niște... Mareșalul Haftar din Libia, ce băi, da, luați 10.000, nu mai plecați? Probabil că din cauza asta nici nu s-a finalizat. Probabil că nu, ceva aici nu merge. Așa încât chestiunea este foarte serioasă și bun, sunt și alte detalii, dacă putem intra și în mai multe detalii. Tehnice, dar, dar vreau să spun că acest nou pact a apărut nu numai din cauza acestea că vin mulți, a apărut din cauza că s-a dovedit că adăpostirea unei mulțimi de imigranți de altă limbă, de altă religie, că majoritatea sunt musulmani, creștini nu prea vin, nu au de unde, duce la probleme interne foarte serioase de ordine cultural, educațional și așa mai departe. Uite, numai de mult decât pe 2 octombrie, în cât suntem astăzi? În 8, parcă. Da. Așa. Săptămâna trecută, pe 2 octombrie. Pe 2 octombrie, Emmanuel Macron, președintele Franței, a ținut un discurs referitor la legea împotriva separatismului islamic și pentru întărirea secularismului și revenirea la legile și valorile republicii. Deci chestiunea e foarte serioasă acolo. Și el a ținut acest discurs punctând câteva chestiuni foarte importante care sunt valabile și pentru alte țări cu mulți migranți, cum ar fi Anglia sau Germania. Adică ce a constatat el? Întâi și întâi, sigur, și o greșeală a statului respectiv, ghetoizarea imigranților. Adică au venit și nu e împrăștiat în toate unghiurile țării. E adunat în niște locuri. Și acum ăștia sunt stat în stat, cum ar veni. S-au enclavizat acolo, cum se spune. S-au enclavizat. Da. Stat în stat. Și ce spune el? Asistăm la un fenomen foarte negativ, care afectează și valorile noastre europene și valorile Franței. Apropo,
Franța sărbătorește anul acesta 150 de ani de la instaurarea Republicii, la 1870, să amintești, după Comuna din Paris, sau atunci, după războiul franco-prusac, Comuna după aceea a venit. Războiul franco-prusac în Franța a fost înfrânt atunci, nimeni nu s-a aștepta. A intrat împărat, în Paris? Da, nu, n-a intrat. Nu, atunci nu. Hitler a intrat. Deci s-au apropiat atunci, au sediat Paris, vreau să cu turnul, nu știu. Deci, atunci s-a instaurat Republica, înapoi în al treilea, întâi a căzut prizonier, după aia, mă rog, așa a abdicat, și s-a instaurat Republica, prima, mă rog, nu știu dacă a fost prima, a doua. E, asta e a cincea Republică, pentru că au fost fel de fel de evenimente la ei. Și sărbătoresc ei anul acesta Republica și valorile ei, care sunt valori democratice, valori, drepturile omului și câte și mai câte. Și ce spune Macron? Asistăm la un fenomen extrem negativ, deșcolarizarea copiilor acestor imigranți de religie musulmană. În ce sens? Nu-i duc la școală. Fac școlele lor, spune el, și în clădiri care nici n-au ferestre, iar cei care îi educă sunt imami de-ai lor, da. Adică și, respectă... și educă nu în spiritul valorilor democratice. În afară unui și toată ziua se închină rugăciuni, etc., etc. Adică sunt pepiniere de fanatici acolo, dacă să fim sinceri. Pepiniere de fanatici. Fac o paranteză, nu dau nume, dar spun că prin anii 96-97, undeva în nord, am fost invitat cu mare insistență de, cred, un pastor, ceva, nu mai spun, al cărei confesiuni. Da. Să mă un duc... Un cult neoprotestant, oricum. Mă duc cu cineva acolo, cu un prieten, ca senator, să ne arate ce succes și ce condiții extraordinare asigură el pentru copiii aceștia care, mă rog, i-au adunat ăștia de, cum se cheamă, condiții, nu știu dacă n-aveau părinți, nu știu dacă erau orfani, dar, mă rog, și ne-am zis acolo. El s-a așteptat să fiu entuziasmat eu și să plecutat. Ce făcea? Copii din 10 ani, 12 ani, și mai mici, și mai mărișori. Domnule, îi punea în genunchi, se rugau cu tare, tot timpul. Și eu i-am spus, bă, de ce asta? Și practic o religie. Păi zice, dar știți că noi, așa, avem încredere, nu știu era ce. Doar religioasă, 100%. Zic, băi, omule, zic, i-am spus. Sunt de acord, sigur că nu strică educația religioasă, mai ales cea morală, care decurge din principiile, mai ales creștinismului. Da, așa ceva, să nu-i școală ce faci tu aici. Îi depersonalizezi. Da. Păi nu mai au personalitate. Păi ei erau așa transportați și nu știau numai să roage. Ei, așa fac. Sau așa. Zici Macron că vor face, probabil că fac deja, cei de acolo. Și atunci era să așa. Legea o să fie, el a propus o lege acum. O să fie votată prin decembrie acum în Parlament. În adunarea națională a Franței. Era să așa. Mai mult de 3 ani, cum se cheamă, pentru copii mai mari de 3 ani, nu acceptăm decât școală publică. Nu să mai fie ascuns nu știu pe unde. Iar cei care învață, chiar dacă sunt de religie cu tare, nu mai poartă nicabul sau morul șadorul, cât mai multe termeni. Mai multe termeni care... Da. Adică simbolurile acestea. Simbolurile. Așa, care nu au nicio legătură cu Europa. Și mai ales cu valorile Franței. S-a supărat. Apoi, sigur că spune el acolo... Simbolurile acestea, în anumite țări, în țările musulmane, n-au decât să le poartă ei. Adică au valoarele lor acolo, printr-o... dar la noi, în Europa, nu suntem creștini. El spune, învățământul trebuie să fie laic, că suntem țară laică. Că există anumite educații pe linia aceasta a... Da, ore de religie sau eu știu... Da, mă rog, asta e altceva. Da. Dar învățământul trebuie să inculce, nu în mintea copilului, sufletul lor, valorile... europenii, democrații, cultură apoi, generală. Și mai are o chestie care l-a supărat rău de tot. În învățământul acesta, separat, și care produce separatisme de tip islamic din Franța, numai din Franța, dar în Franța, mai ales în Sud, dar și la Paris, se propagă acest principiu sau această, să zicem, eu știu cum să zic, această valoare, în ghilimele, islamică, inegalitatea femeii cu bărbatul. Știi, când țările islamice radicale, cum ar fi Arabia Saudită, chiar și în Iran... Da, funcționează șaria, cum îi spune. Bun,
bun, intrăm în Sharia, da. Care e inclus acest lucru. Da, da, în Sharia, da, în Sharia. Depinde Sharia aceasta. Odată poate discutăm chestia asta și poate vin și cu Coranul aici, să arăt ce spune, mă rog, Coranul legătură chestia asta. Că Sharia nu-i Coranul. Sharia este un ansamblu de norme, de reguli, un fel de drept, care decurge din Coran. Din Coran, da. Da, dar ea a evoluat de-a lungul timpului, e sfârșit. E o poveste fără sfârșit. Gândește că musulmanii sunt vreo 1,5 miliarde în lume. Ei, cum să înțeleagă între ei tot asupra acestor chestiuni? În state separate, în state care se dușmănesc, mă rog, întreagă poveste. Plus că și ei sunt divizați ca și curente religioase, nu? Sunt șiiți ceilalți, nu? De, ți-am spus, dacă spun, o să avem timp, într-o zi, complicat treaba, și da. Poate mai pleacă și COVID-ul ăsta de unde a venit, putem face emisiune privind chiar chestiile acestea, mai în detaliu. În legătură cu... Ar fi foarte interesant, da, cred eu, da. Și cred că și telespectatorii ar fi interesați. Nu știu dacă i-ar interesa chestiile acestea, da. Pentru că fac o paranteză și apoi trecem mai departe, dacă mai avem mai departe, nu? Nu, musulmanii nu înseamnă o credință sau o religie extremistă și ilumană. Nu, nici departe. Nu, nici vorba, nu. Dar... E chiar o religie păcii. În anumite, dar în Evul Mediu, Islam a fost o civilizație avansată, dar știi, civilizația arabă, secolul 8, 9, 10, 11, 12 a fost înaintea Occidentului, înaintea Europei. Dar, în schimb, există și la ei ultrași, cum s-ar spune. Problema este că, datorită unor condiții istorice și economice ale lumii noastre de azi, și nu chiar de acum, de secolul trecut și mai înainte, au apărut în mod aproape inevitabil extremiștii. Extremiștii au apărut și în Europa, fără să fie numai decât religioși, cum este IRA, nu? Irish, ce înseamnă, Republican Army, Armata Republicană Irlandeză. Da. Sau astea care au fost în Germania, Brigăzile Roșii și câte altele. Nu mai vorbesc de extremismul tip bolșevic, care nu era deloc creștin, era anticreștin. Extremă stângă și dar și în creștinismul are extremism religios. Câte au fost? Inchiziția, de pildă, nu? Păi da, uite acum, zile trecute, înalt preasfințitul Antonie de la Constanța, a zis că e un mare păcat să te rogi într-o biserică catolică. Da, a stârnit niște reacții destul de neplăcute. Asta e chestie medievală, că atunci da. Era o dușmănie atunci, sigur, care se explică prin fenomene istorice pe care le cunoaștem, că Marea Schismă, etc., etc., dar acum... Da, dar purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a spus că a greșit, deci că biserica nu împărtășește... Da, dar putea să-i mai tai din salariu, să-i dea o pedeapsă, nu? Să ne întoarce la ale noastre, așa încât Macron are și un interes politic, de fapt, dar nu asta e principal. El a observat că adversarea lui, cea mai periculoasă, Madame Marine Le Pen, fata lui Jean, celebrul Le Pen, da, eram în Franța când era demonstrație, era intrat în turul 2 Le Pen, în 2000. Naționalist, extremă dreaptă? Da, un fel de Vadim. Vadim. Da, așa. Și am asistat la Strasburg și apoi și la Paris, au fost demonstrații pro-Le Pen, după care au apărut demonstrații mai largi împotrivă, erau alegeri. Era turul 2. Ea s-a bazat și a crescut în sondaje și nu numai în sondaje, a obținut și multe voturi și în Parlamentul European. Are reprezentat partidul acesta datorită luptei sau cum să zicem poziții negative față de migrații. Și atunci Macron, sigur că are și el ștaful sfătuitorului lui, și-a dat seama și vine așa cu această lege care limitează, pe de o parte, o să fie cu pactul acesta, o să limiteze migrația, dar el nu se referă la granițe și acolo, se referă la cei ce sunt acolo. Adică, ai văzut, la școli de-astea separate, care duci la separatism islamic, și chestiunea aceasta a fost ocazionată, ca să spunem așa, deși proiectul acesta e mai vechi. Deci s-a întâmplat acum, 10 zile în urmă, pe strada aia unde a fost redacția lui Charlie Hebdo Madeira, Hebdo pe scurt. Da. Un ziar de cum se cheamă, de umor, de caricaturi, etc. Da, unde a fost un atentat ani de zile în urmă. Și acum a fost ăsta cu cuțitul. Charlie Hebdo ăsta, Hebdo Madeira. Da, da. Este un tip de ziar. Așa încât, profitând de această chestiune,
Macron s-a supărat și a ieșit cu această propunere. Deci, pe lângă pactul acesta de care m-ai întrebat, pactul pentru migrație, care este important și sigur care interesează pe toată lumea, a apărut, după cum vezi, și anumite rezerve, anumite idei privind măsurile mai aspre, privind comportarea celor de acord, de, care sunt celor deja. Celor care deja sunt. Și care sunt deja sunt. Sigur, sunt din acele familii care au emigrat cândva în Franța, foarte mulți s-au născut acolo, deci deja sunt. S-au născut, dar se educați unii tot în spiritul acela al... Exact. Nu toți, evident. Vreau să vă întreb, noastră, ce reacție credeți că vor avea aceste grupuri, aceste comunități, asupra cărora se încearcă impunerea acestor reguli? E greu de spus, dar dacă statul francez strânge șurubul, reacțiile nu au cum să fie prea... Bine, așa nebuni, izolați, da. Unul, doi, trei, care se facă fel de fel de chestii din acestea, da... Pot. Și asta e o problemă foarte serioasă. Vă întreb pentru să că... pun o bombă într-un magazin sau un metrou sau nu știu unde. Da, asta se poate. Vă întreb pentru că, dacă vă amintiți, atunci când s-a încercat în școlile franceze să se interzică purtarea burca la femei, știți, la eleve, da, au fost niște reacții foarte dure din partea comunităților de islamiști. Da, și degeaba au avut. Pentru că în școala, în liceele franceze, acum și în facultăți... Problema s-a impus. Nu, nu se mai poartă. Cine încearcă... Pentru că au dreptate francezii, domnule. Au dreptate. Adică, bun, acum eu am mai spus ție și cu altă ocazie, nu știu dacă am mai scris pe treaba asta. Asistăm și la un fel de răzbunare a istoriei. Pentru că cei care s-au dus peste alții, întâi am fost noi europeni, nu noi români. Așa e. Ne duceam și noi dacă puteam, dar n-am putut. Mai ales deci, coloniale. Da. Și Franța peste, a fost una dintre ele. Peste, dar numai Franța, dar Anglia nu are ce situație acum. Mai puțin Germania, dar Germania, bine, ea a început să aibă colonii după ce a devenit mare putere, într-adevăr. După războiul franco-prusian, după 1870, Germania a devenit mare putere, nu numai militară, dar și economică, științifică, și filozofică, tot ce vrei, culturală. Și a început și ea să aibă niște pretenții la împărțirea lumii. Africa de sud, de sud-vest a fost germană. Și le-au luat insule au mai fost. Da, și le-au luat-o. Bucățele s-a dus și ea la împărțirea Chinei. După 1875, 80, 90 a participat și ea acolo. China, secolul XIX, a fost mai de capul ei. Acum vrea ea să ocupe lumea. Cum? Se întâmplă. Deci avem de-a face cumva și de o răzbunare a istoriei. Întâi, europenii care aveau mare avans tehnologic, științific atunci, secolul XIX, s-au dus peste ăștia. Indochina, lăsăm America, America se desprințează deja. Da. Asia, Africa mai ales, și acum vine încoace. Păi din Africa sunt mulți care au cetățenii francezi din naștere. Și dacă e cetățean francez, chit că el e... Nu mai e nicio opere, știi. Chit că el e negru-negru ca, mă rog, peretele ăla, n-ai ce-i face. Păi uite, fotbaliștii din Franța. Bine, ai altceva. Franța are mai... Majoritatea fotbaliștii sunt negri. Găsești greu un alb, da. Ei, acum nu știm noi cât s-au născut acolo și cât s-au venit. Că fotbaliștii se cumpără. Să, da, așa asta e. Nu e problema. Așa, dar încât... mulți sunt cetățeni francezi dintre fotbaliști. Da, păi aproape toți. În momentul în care un fotbalist de acest venit în altă parte se impune și se impun mulți ca valoare mare pe teren, are avantajul acesta că... Poate obține cetățenia mai ușor. Mai ușor, da. Mai ușor. Asta și în Anglia și în alte părți. Ei, acum în America n-are rost să mai discutăm, pentru că americanii acum, Trump mai ales, a dezvoltat, mă rog, a impus o serie de reguli mai stricte cu migranții, dar America ține, este o țară de migranți, că e așa au apărut. Da, clar. Așa au apărut și acolo sunt atâtea naționalități și toate rasele pământului. Și albi și negri și galbeni și aia indieni care e o rasă roșii, să zicem. Pieile roșii. Apoi nu mai spune că ce au apărut din combinarea raselor. Creoli și fel de fel. Da, da. Cea mai nou. Deci America este prin ea însă și o... un rezultat al migrației. Un creuzet în care... Un creuzet, da, într-adevăr. Dar acum au ajuns și cumva la o limită și Trump a luat măsuri mai radicale. Să vedem dacă nu o să-l coste cumva măsurile astea la alegerile care vor fi acum.
Vedem. Da, domnule profesor. A avut grijă să îmbolnăvească, să stârnească compătimirea națiunii, nu? Da, asta a fost într-adevăr. Și dacă ceva dramatic. Dacă se îmbolnăvea numai el, mă rog, treaba lui. S-a îmbolnăvit 3 zile. Dacă se îmbolnăvea numai el, treaba lui. Dar s-au mai îmbolnăvit și alții. Staful lui de acolo aproape tot și și nevastă și nu știu mai care. Da. Da, mai avem ceva de adăugat aici sau putem trece la următorul subiect? Dar mai avem timp pentru alt subiect. Am avea să schițăm așa. Adică, de fapt, aici ați dezvoltat deja subiectul ăsta, l-am dezvoltat în decursul emisiunilor. Ce vreți mă mai întrebi? Evoluția situației din Mediterana de Est. Da, e bine aici. E bine. Eu ți-am spus încă de acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Război nu va fi. Război fierbinte. I-au potolit cei din NATO, probabil. Păi, și NATO și Uniunea. Și Uniunea. Dar, în primul rând, NATO. Pentru că Uniunea are membru numai Grecia și Cipru. Turcia nu. Dar NATO are membru Grecia și Turcia, dar nu Cipru. Nu. Da, da. Și acolo au apărut niște discriminări față de Cipru. Dar, mă rog, nu avem timp să intrăm în detalii. A fost întrunirea NATO pe treaba asta, la Bruxelles. Acum, o săptămână și ceva. Și iar mi-a pus aici ceva de ea să văd. Da, gustați. E bun. Păi devin mai... Devinți mai energic. Mai documentat, când mi-ai dat cafea. La faci intelectual. Poate vorbim și povestea cafelei. Da. E lungă. La noi știi cine a adus cafea la noi în țările române? Turcii, măi. Turcii, da. Păi da, este poveste veche. Un logofăt, cred că tăutul, dar nu mai țin minte exact, s-a dus acolo la Istanbul, în... cum zicem noi acum, delegații. Și-a băut cafea și a căzut pe spate. Nu, i-au dat cafea, dar era fierbinte, normal. Și la sănătatea sultanului și a marelui vizir și nu ai știu ce. Ai fierbinte o țuică acolo. Că a căzut cu ceva și s-au opărit toate. A rămas în istorie. De acolo a venit. Da. Turcii mari băut tot de cafea, da. Și foarte bun specialist în prepararea cafelei. Da, nu de acum. Și neaș... Eu când am fost primat în Turcia, am vrut să văd și eu cum. Eu nu-s băut de cafea. Știi foarte bine, nu beau. Dar am vrut să văd. Și m-am dus acolo la un fel de butic așa, foarte serviabil. Prăvălioară așa, da. Turcii foarte serviabili, foarte aragătare. Nu turcii pe vremuri, Iataganul, nu? Negustori. Ienicieri nu erau turci. Negustori și reți acum sunt. Dar totdeauna au fost. Da. Orientale sunt specializați, specialiști în negocieri. Dar. Dacă cu el nu te tocmești, nu te ia în serios. Și băi, ăsta e nebun, ăsta e prost. Bun. Și am vrut să fac. Și-a făcea la nisip. Trebuia să ai un pic de răbdare, da. Nisip era fierbinte cu tare. Și știu că mi-a plăcut, deși eu nu-s băutor, m-am să-l de cafea. Așa încât Turcia și Grecia și Cipru au participat de fiind fără îndoială la acest conclav al NATO. Și li s-a spus foarte clar, stați de vorbă. Stați de vorbă, nu avem timp că veniți să faceți semn din studio că nu știu ce. Stați de vorbă și înțelegeți-vă. Numai să nu se înțeleagă așa ca chinezii cu uigurii sau mai știu ce. Ei, nu chiar că totuși... M-a întrebat, nu știu când, ce e cu site-ul ăla de limbă chineză, ți-amintești? Alu fiică mea. Da, da, da. Mandarin Temple se cheamă. Da. Domnule, și eu m-am uitat și mă uit ca, mă rog... Înțeleg eu ceva, dar mă dar în templu și acolo cine vrea să învețe limba chineză, prin engleză. Ah, foarte interesant. Și gratis? Dacă e pe site. Ai pe site, da. Bine, mai sunt site-uri link. Unde trebuie să bagi niște bani în cont, știți? E un PayPal de ăsta, PayPal de ăsta. Nu știu, nu mă pricep la asta. Da. Probabil că există o formulă. Dar vreau să spun că toți cei care vor să învețe cât de cât, să dumirească în limba chineză, acolo au tot ce trebuie. Am încercat și eu și, bine, eu n-am timp și nu mai am... Nu mai rost, mă apuc acum să învăț chiar nu sunt eroglifii, sunt ideograme, pe aia în junia 50. Dar cine vrea, n-a zic să umble acolo. Deci m-a întrebat de... dacă, ce cu... Da, 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 cu situația care debutase destul de... Da, ți-am spus, nu va fi periculos, război. Periculos, așa. Nu va fi război. Nu va fi război pentru că și Turcia și Grecia sunt membri ale NATO. În afară de asta, relațiile între Turcia și Statele Unite sunt vechi și serioase. Acum au mai avut ele un hiatus, așa un pic de cutare. Dar dragostea serioasă și sinceră între Turcia și Rusia nu va fi.
Așa încât Turcia nu are șansă decât să nu are de ales decât tot spre NATO. Mai ales că aici este o chestiune pe care sigur puțină lume știe. Să faci explorări, ai voie peste tot. N-ai voie să extragi, să exploatezi decât în apele tale. Da, clar. Grecia și-a extins apele, întâi a fost 3 mile, apoi 6, acum 12. Turcia a încheiat și un pact cu Libia în care calcă cu apele pe grecii vreau chiar la 24 să le extindă și de asta a fost. Asta nu se poate, că reacția... dreptul mării, nu, nu, dreptul mării da. Care a fost semnat, toată lumea, nu se poate chiar așa. Nu, problema acolo s-a calmat, nu s-a încheiat. Cipru e o problemă serioasă acolo, pentru că Cipru nu este pus la grămadă cu Grecia. Cipru e separat, dar Cipru a făcut și el o figură interesantă. Când s-a discutat la Uniune sancțiunile pentru Belarus și sancțiunile în Uniunea Europeană nu pot fi adoptate decât cu unanimitate, da. Cipru a zis, nu votăm dacă nu atenționați Turcia. A, deci a pus șantaj așa. Dom'le, șantaj, dar... Da. Da, interesul lor. De, nu uita, da, și au acceptat și Uniunea a transmis o atenționare severă Turciei. Numai că Germania cu Turcia rămâne, nu avem timp, că a zis da, că da, ne deja afară. Chiar ne-am apropiat da? De final. Bun. Așa că data viitoare, dacă ne mai vedem, dacă avansează pandemia asta așa ca acum, să sperăm că nu s-ar putea să, s-ar putea să zic așa că nu mai vin. Da. Eu știu, nu să știu. Sperăm că nu. Pentru și... că văd că sperietoarea e guvernul și comitetul ăsta, cum se cheamă el. Comitetul de situație de urgență. Da. Oameni serioși, își fac datoria. Dar sperietoare lumea chestiunile acestea. Eu nu prea am luat în seama asta. Nu că nu iau în seamă COVID-ul, că nu există. Da. Păi nu sunt fanatic din ăsta, eu știu. Nu, dar e bine să ne conservăm puțin. Jehova să rezolvă. Nu gândim, da. Să nu ne gândim numai la asta. Da, Jehova rezolvă tot, Allah și nu avem nevoie de doctor. Da. Nu. Dar n-am ținut cont. Dar acum văd că lucrurile s-au și numai la noi. Toată lumea este în alarmă. Dacă unul ca Trump. Da, sau și în Europa, într-adevăr. Și chiar și în Europa. Johnson și Bolsonaro, președintele Braziliei, care nu-i Brazilia, țară uriașă. Păi noi suntem copii, de exemplu, în Marea Britanie, m-am uitat ieri, 9-10.000 de cazuri pe zi. Deci... Da, dar și au avut morți, mii și mii. Da. Dar Cehia, care e țară mică. Da, are 4500 cazuri și da. Deci trebuie să vedem. Să sperăm că nu și să sperăm că nu și mai întâlnim. Domnul profesor, să continuăm emisiunile. Mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit. Îi invităm data viitoare, adică vinerea, joia viitoare, la aceeași oră. Să sperăm că vom auzi mai de bine. Da. Eu zic că o să auzim de bine. O să auzim de bine, dar nu depinde mai de noi. Da. Nu mai de noi. Bun, sănătate. La revedere.